condițiile actuale de pandemie, numărul participanților la festivități este limitat. De ziua Portului Popular au participat mai puțin meșteri și creatori de valori. Dar cea mai mare bucurie au adus-o la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, membrii comunității șezătoare Basarabia. Zeci de cămăși cu altiță cu sute corect, ornamente vechi recuperate, costume populare confecționate conform tradiției. Este un prilej pentru a demonstra costumul nostru în toată varietatea și în toată bogăția sa. La Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, acolo unde se păstrează cele mai multe costume tradiționale, acolo unde au loc foarte multe evenimente dedicate promovării lui. Șezătoare Basarabia, această comunitate care are mai mult de 6 ani de când lucrează împreună, a venit la această sărbătoare cu foarte multe noutăți, pentru că e în obișnuința ei de a veni mereu la toate marile reuniuni cu alte și alte realizări în domeniul cusutului cămășelor. Doamna Andreea Rusnac, unul dintre moderatorii șezătorii, alături cu feciorul ei și cu noutățile cele mai recente. La ziua Portului Popular este scoasă în lume o cămașă nouă. Ea a mai fost în expoziție, dar n-a fost purtată, dar merită să fie expusă. Este cămașă bărbătească cu motiv de Basarabia, dintr-o fotografie din patrimoniul Muzeului de Etnografie, preluat modelul, și mândră că fiul meu poartă așa cămașă frumoasă, că copilul meu promovează portul tradițional și ne bucurăm în genere să fim astăzi într-o echipă atât de frumoasă aici la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală de la Chișinău, să sărbătorim portul popular, să-l promovăm și să arătăm lumii cât de bogați sufletește și în costumație frumoasă suntem astăzi la această sărbătoare. Doamne de diferite profesii s-au inclus în reproducerea pieselor noi după modele vechi. Diana Roșca este de la Costești și totdeauna a fost entuziasmată de ceea ce se realizează în șezătoare. Am așteptat foarte mult această zi, mai întâi de toate să termină pandemia, să ne întâlnim cu oamenii frumoși, să ne inspirăm de la ceilalți oameni care se îmbracă aici bine și este o bucurie pentru noi să venim aici. Continuitatea tradițiilor de confecționare a cămășii cu altiță în familie este o normă și pentru Cristina Dan. Eu am venit astăzi cu fiul meu și cu mama soacră, mama Iulia. Am adus la ziua portului cămașa mea de suflet, prin care este mama mea. Este o cămașă dieteniță care are o istorie foarte bogată. Deci este o cămașă care a fost expusă în 1907 la un târg de artizanat de către o cântăreață foarte vestită pe atunci. La fel, am venit și cu cămașa mea recentă, o cămașă de Basarabia, în care am încercat să adaug și un strop de auriu. Am combinat niște culori care îmi sunt aproape de suflet. Este o ie unde s-a muncit cu suflet și mă simt comod, este practic și destul de răcoroasă. E într-adevăr o cămașă a mamei care alăptează sau care a alăptat, e semnul maternității pus pe piept și mă bucur că nora dumneavoastră, Cristina, știe să coase atât de interesant. Cum e cămașa ta? Ce culoare are? Albastru, roșu și galben. Seamănă cu ce? Cu un drapel. Draga puiculița mea, zici și că s-ar mărita, zici și că s-ar mărita, mă l-ai nuștea frământa, pila pate nuștea pune până nu leagă. Astăzi
mulți am venit la această sărbătoare importantă pentru țara noastră și pentru neamul românesc, împreună cu soțul, dar sunt membru de 3 ani la comunitatea așezătoare Basarabia și de obicei vin cu fiica Dumitrița. Am cusut 3 cămăși, îndrumată fiind de colegile din comunitatea noastră și în special de doamna Varvara Buzilă. Cămașa care o port acum mi este foarte dragă, este prima mea cămașă, o cămașă școală, așa să-i spun eu. Apoi am cusut pentru Dumitrița o cămașă și pentru feciorul Ștefănuț, cred că urmează la rând soțul să-i cos o cămașă, dar acum sunt în moment de căutare, de probe pentru o cămașă bărbătească care să-l reprezinte. Sunt foarte mândru și apreciez foarte mult pasiunea soției pentru portul național. Dă-i Domnul tot mai mulți oameni care să îndrăgească portul național, să-l aprecieze, să-l stimeze și să-l promovăm în continuare mai departe pentru neamul românesc. Cel mai mare expert în șezătoarea Basarabia privind găteala capului și metode tradiționale de a pune baticul este artista poporului Ioana Căpraru. Dumnea ei poartă costumul autentic în scenă, îl poartă în lume cu foarte mult respect, de foarte multă vreme, dar știe și să coase. Doamna Ioana Căpraru, astăzi vorbim despre costum. Ce înseamnă el pentru dumneavoastră? Înseamnă neamul meu, dragostea mea față de strămoșii care ne-au lăsat aceste lucruri să le prelungim, să le transmitem și noi la rândul nostru generațiilor următoare. Și astăzi am venit cu nepoatele care mi-au îmbrăcat iile cusute de mine. Prima ie care am cusut-o aici în șezătoarea Basarabiei. Asta este a doua ie pe care am cusut-o. Am pus-o pe acest corp frumos ca să le expun astăzi la sărbătoarea portului popular. Și nu numai astăzi, eu le îmbrac de fiecare dată și a treia ie pe care am făcut-o eu promovez lucrul meu care aici l-am făcut frumos cu toate cunoștințele care le capăt în șezătoarea Basarabiei. Mulțumim foarte mult, suntem în asentimentul dumneavoastră pentru că astăzi aici, la Ziua Națională a Portului Popular, într-adevăr, lumea, arătându-și cămășile, arătându-și costumul, își arată marea dragoste față de valorile poporului nostru, față de ceea ce este mereu netrecător, iar ca să fie netrecător, trebuie noi să contribuim la reactualizarea lui, la coaserea lui, la țeserea lui și, bineînțeles, la purtarea lui într-o ipostază cât mai demnă. Descifrarea ornamentelor vechi și reconstituirea celor din satul natal este una dintre pasiunile Mariei Spoială. Asistată de fiica Sofia, Maria a creat adevărate capodopere. De la mama mi se trage gustul de frumos și am vrut cu tot din adinsul să-mi cos mie o cămașă de soroca de origini și până la urmă m-am gândit de ce să nu fie și fiica mea alături de mine și să încerc să-i implantez frumosul de tradiție, de cultură și chiar și până acum când cos, mereu vine lângă mine și mă întreabă, dar pe mine când mă înveți? Face mama, mama o să te învețe. Totuși, important este că frumosul vine din suflet, din inimă și sperăm să-l dezvoltăm mai mult. Da, Sofia, ești atât de frumoasă, ai o cămașă așa de frumoasă, parcă ești o levănțică de acolo, ia te uită, parcă ești o floricică de levănțică de acolo. Îți place ceea ce porți? Da. Dar câți anișori ai tu? 6 ani. Dragii mei, dacă la 6 ani Sofia știe ce înseamnă costum tradițional, uitați-vă, are cămașă cusută după toată regula, cu altiță, cu încreț, cu râurele, dinainte și dinapoi, are brâu după toată regula cusut, are catrință. Păi, ce mai rămâne să zicem noi despre cei care suntem maturi sau despre cei care putem, într-adevăr, să facem mult mai mult pentru a continua acest frumos costum al nostru? Uitați-vă cum arată o cămașă de cosăuț. Satul acesta, de acolo, din partea de sus a Moldovei,
are ca moștenire foarte multe cămăși interesante și foarte valoroase pentru tradiția noastră. În șezătoarea Basarabia s-au cusut cămeși cu altiță ce reprezintă diferite regiuni ale țării. Interesant că și în zona Nistrului de Jos, pe la Crocmaz, Ștefan Vode, s-au purtat cămeși cu altiță. Sunt foarte mândră că fiica mea a nimerit în comunitatea șezătoare Basarabia la dumneavoastră și anume la așa femei frumoase vestite. Am primit și calendarul pentru anul curent, înțelegi? Eu vă admir în ce sunteți îmbrăcate și cum arătați. Eu de acum aud și mă închipă ce vorbiți, cum promovați dumneavoastră patrimoniul nostru național. Eu vin de la Muzeul de Etnografie din Crocmaz. E tânăr, 35 de ani, are vârsta unui făt frumos. Avem o colecție bogată de cămăși din pânză de tort, femeiești, cămăși foarte frumoase, foarte, foarte, nu pot să vă spun, sunt încântată și le admiră toată lumea care vin la noi sau unde plecăm noi, cu broderii, la mânică, la guler, la poale, cu pui, cu croșetări. Eu citesc istoria satului meu prin aceste cămăși, văd femeile care au muncit la crearea acestor capodopere, le spun eu. Foarte frumos. Citesc istoria, mai ales a sufletului țăranilor de la satul Crocmaz. Ei și-au pusut acolo speranțele, dorințele, doleanțele. Ei acolo au văzut frumosul, l-au arătat și ne-au lăsat nou. Mulțumesc lor să ne audă din ceruri ca azi la sărbătoarea dumneavoastră. Îi pomenim de bine. Să fie veșnic pomeniți și amintiți prin lucrările pe care le-au creat. Ei și iată, am avut norocul ca fiica să nimerească la dumneavoastră, pentru că îi place și ei ce îmi place mie. De mică, noi împreună am făcut muzeu când era clasa a șaptea. 5-a, 7-a, da, și mi-a dăruit așa costum la jubileul meu frumos, a brodat cu suflet prima ei, sub îndrumarea dumneavoastră, fetelor din șezătoarea Basarabiei, da, și iată, eu sunt mândră că sunt îmbrăcată azi într-o alt fel de haină, nu ca cea din sat și ca cea de la muzeu, o haină nouă, primenită, dar e tot e o istorie, că aici tot e munca dumneavoastră, tuturor care ați creat așa minune și e munca celor de sus care au creat primele pe care le păstrăm în muzeu. Datorită lor, dumneavoastră și noi creăm și păstrăm așa minune. Doamna Aida Bondar, ați făcut o alegere absolut potrivită pentru cămașa pe care o purtați acum. Spuneți-ne sursa de inspirație de unde? M-am inspirat de la o cămașă veche din muzeul din satul de Baștină, anume tricolorul. Foarte mult mi-a plăcut și am hotărât să realizez o cămașă după acest model. Un model vechi de cămașă de la Cartal, de la Dunăre, a cusut medicul Vera Sali. E cămașa mea de suflet, pe care am cusut-o cu mult drag și multă pasiune. E o cămașă din satul meu natal, Cartal, Reni, Odessa. Lume dragă, lume frumos, împodobită, vine la sărbătoare cu inima deschisă pentru a comunica, pentru a arăta ceea ce au mai frumos ca realizare a artei acului. Sigur, acum când Republica Moldova împreună cu România a depus la biroul UNESCO dosarul Arta Cămășii cu Altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, doamnele de la noi au mult mai multă considerare pentru această piesă relevantă a costumului nostru. Așa cum vedeți aici, toate cămășile cu altiță sunt exemplu de realizare superbă acestei arte. Deci este o cămașă cu altiță țesută după o cămașă din patrimoniul Muzeului de Etnografie și Istorie și de asemenea cu un încreț funcțional și reprezentant încă este pomul vieții pe mâneci și în față romburile ce semnifică fertilitatea femeii. Este țesută în special cu lână și la partea de altiță, la încreț este cusută cu mătase și la mâneci de asemenea cu lână. Da, mai văd și mărgelușe, mai văd și fir metalic, da? Desigur, și deja pentru a-i da un sclipiciu deosebire anume este firul metalic și mărgelele. Natalia Nicolaescu are un stil aparte, coase mărunțel și posedă toate tehnicile.
Am cusut-o cu bumbac, într-o tehnică combinată a țeștei și întorsul în urma acului. A fost o cămașă cusută dificil pentru mine, dar am depășit această dificultate și mi-a sporit. A ieșit o cămașă minunată, zic eu. Și descifrarea acestei cămașe a fost tot destul de complicată. Am descifrat-o 2 sau 3 luni ca să o lucrez apoi 11-12 luni. Practic anul, da, am creat cămașa într-un an de zile. Cămașa mea vine din satul Căsăuți, județul Soroca. Mi-a oferit-o în dar originalul ei, de pe care eu am deslușit ornamentele, o doamnă în etate, a cărui mămică a brodat la ea când fiind încă o adolescentă de 16 ani la liceu. E o cămașă din perioada interbelică, am și poză în care este îmbrăcată stăpâna ei la vârsta de 16 ani, în 1940, mai. Asta erau cămeșele care liceistele cântau în ansamblu fiind și lucrau cămăși la educația tehnologică în liceu. Eu când am văzut-o, mi-am propus să redau bogăția cămășii și mai ales mânecuța atât de plină cu diferite ornamente și cu simboluri diferite. Fiind cusută în tehnici diferite, am zis că trebuie să mi-o reproduc și asta am și făcut. Am venit cu această cămașă care am cusut-o de pe o poză asemănătoare, adică, dar era foarte și foarte simplificată. După care m-a inspirat foarte mult și eu am făcut-o după gustul meu, după sufletul meu, ca să-mi fie aproape. În această cămașă cu altiță, în această cămașă avem reprezentat prescurile, apoi în creațul decorativ, care m-am mucit aproape 3 luni de zile, fiindcă este foarte mărunt, dar vreau să fie ceva așa, care să mă evidențieze, ca să fie ceva a meu, adică. Mai în jos avem râurile, care sunt niște ramuri, copăcei, care și cum adică, fiindcă sunt din regiuni, cum sunt din satul Rizeni și acolo este un sat înconjurat mai mult de păduri. În șezătoare, unele doamne au învățat nu doar a coase, ci au însușit mai bine limba română și tehnologia acestui meșteșug. Rusoaica noastră frumoasă, îndrăgostită de un român extraordinar, de o familie românească și de tot ce înseamnă românesc, a câta cămașă o purtați? Această cămașă a fost a doua care am cusut. Eu prima a fost cămașă care am cusut, era cămașa Vâlcea. Azi am îmbrăcat mai înainte ca să-l port câteodată și cămașa aceasta. Această cămașă eu am început din fragment care am găsit la rafturi muzeului. A fost un fragment rupt și pur și simplu o plăcut foarte mult și am crezut că să fie bine pentru altiță. A fost o femeie care a scris mie din România că așa un fragment a văzut la prosop la România, la cineva, dar eu am simțit că pentru altiță o să fie foarte bine. La fiicii sărbătoare așteptăm cu nerăbdare să vedem ce noutăți aduce meșterița doamna Antonina Rusu. La muzeu, cândva, am scos un fragment de model de acesta de râu. Deci nu era râu, era o bucățică de pânză veche, foarte veche, cu acest model. Apoi o altă bucățică cu acest model. Vedeți? Roșu, vișiniu și verde. Și iată, eu de atunci mă gândesc scos-o ei cu aceste modele. Ne-am adunat
pânză, ne-a adunat ața. Am găsit într-o carte de-a lui Elena Secoșan acest brâu din zona din nord a Moldovei, care mi-a plăcut tare mult și eu l-am selectat pentru asta. Am pus în crețul vegetal și iată la poale am făcut și hurbuțica cu model de aici, ca să combin. Vedeți, și asta am făcut de la mine. Iar... Ideea ei a apărut acum vreo 30 de ani, da, să spunem așa, da. Și treptat ați gândit-o, ați potrivit-o, încât de 2 ani ați reușit și să o transpuneți în material. Felicitări pentru ea, este foarte bună. Ne bucurăm foarte mult că sunteți și la această ediție cu foarte multe reușite. Nimeni nu mai țese asemenea catrințe ca și dumneavoastră. Am venit de la nord cu aceea ce mă ocup eu și întreaga familie, împreună cu fiicele și nepoatele și încă câteva lucrătoare, adică am organizat un atelier în care ne stăruim să facem de toate ce ține de tradițiile noastre strămoșești. Catrințele le țes în stative, la noi la nord așa se spune, stative orizontale. Se țes în diferite, în mai multe iți, poate și în 2, în 5, în 7, în 9 și în 24 de iți. Asta, o cătrință țesută în 3 iți, cu ridicături, așa se numește. Aceasta e o cătrință țesută în 5 iți. Aceasta e în 3 iți, dar e aleasă. Acum, o întrebare de verificare. Câte reușiți să le faceți dintre toate câte le poate face bunica dumneavoastră? Se brodez, se croșetez. Asta, de țesut urmează în curând. Meșterul popular Silvian Tohi de la Fălești a vernisat o întreagă colecție de ei, cusute cu forțele proprii. Majoritatea sunt replici ale cămășelor vechi la care a muncit cu dibăcie mai mulți ani, inclusiv în pandemie. Am așteptat această sărbătoare foarte mult și portul popular pentru mine este ceva absolut deosebit de suflet, mai ales cămașa tradițional, cămașa cu altiță. Este ceva absolut inedit, eu probabil că este sufletul meu. Eu lucrez nu mult, dar prefer să fac lucruri corecte, autentice și am avut marele noroc să găsesc la noi în raion câteva obiecte foarte vechi care am hotărât să le reabilitez. Din tâi, pe urmă am hotărât să fac o replică. Iată, pe mine aveți o cămașă, care este replica de pe cămașa de la Obreja, cămașa cu altiță. Este cusută în mai multe tehnici, are poale, este un costum întreg. Atenția vizitatorilor a fost atrasă de o cămașă bărbătească cum nu s-a mai văzut în părțile locului. Aceasta este surpriza Silviei Antohi pentru muzeu. Având în averea mea personală o cămașă bărbătească, care vine de la bunica mea, de la fratele soțului ei, dar eu o am de la bunica mea. Și cred eu că aici, la Chișinău, în Muzeul Național, ei o să-i stăie bine. Poate cineva o să dorească să facă o copie. Este foarte fină. Știți, bunica mea îmi spunea că ea e cămașă de călușari, pentru dansul călușarii, dar știți de ce? Deoarece are așa niște poale. Eu fac lucrul ăsta cu plăcere și cu gânduri bune pentru muzeu. Să știți că este un dar foarte, foarte potrivit și foarte primit, pentru că muzeul are mai puține cămăși bărbătești, cele mai multe sunt femeiești, dar dintre toate cele,
niciuna nu va semăna cu cea de aici. Asta fiind și foarte veche, este de la începutul secolului 20 și este cusută în tehnici necunoscute, nevalorificate deocamdată. La un alt stand, lucrările Elenei Lupașcu, cămăși lucrate manual cu ornamente descifrate de pe fotografii vechi, bucăți de cusături din fondul muzeului. O purtăm cu mândrie și suntem datori să o purtăm, să o conservăm și să o transmitem mai departe generațiilor care vin. Căci merită, asta este istoria noastră, este un costum foarte frumos care se remarcă la foruri internaționale, deci este recunoscut pe plan mondial ca unul din cele mai frumoase costume din lume. Încerc și vreau numai decât să valorific acele ornamente vechi, tradiționale, anume costumului basarabian. Iată aici am o ie care reprezintă un ornament frecvent întâlnit pe cămașa basarabiană, ce este remarcabil pentru cămașa noastră, foarte des se întâlnește ornamentul pomul vieții. Probabil asta vorbește despre aceea, despre dragostea de viață a poporului nostru, necătând la toate vitrejiile soartei care le-a avut de îndurat. Pomul vieții persistă permanent pe iile basarabiană. Prezentarea colecției de costume populare s-a produs pe fundal de cântec Ie să purtăm, interpretat de membrul șezătorii Basarabia Marina Dumbrăveanu, autoarea mai multor cămăși cu altiță cu sute iscusit. Scumpa mama mea a dat mie nume doina și o ie, ca să fie mărturie de-al meu neam și al lui vecie. Scumpa mamă mi-a dat mie nume Doina și Oie, ca să fie mărturie de-al meu neam și al lui vecie. Ie să purtă, ie să purtă, aleasă cu altiță, are și a mea fetiță. Cusută cu flori de aur, nimeni n-are așa tezaur. Ia aleasă cu altiță, are și a mea fetiță. Cusută cu flori de aur, nimeni n-are așa tezaur. Am revenit la această valoare a noastră numită costum tradițional sau costum popular. Ediția aceasta este una semnificativă, mult mai încărcată de semnificații, pentru că am depus la biroul UNESCO dosarul Arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova. Așa cum ați văzut, astăzi multe dintre doamne au purtat cămașa cu altiță, cămașă făcută după toate rigorile tradiției și purtată cu foarte multă dragoste și cu multă demnitate.